Trenul nostru de CFR trebuie să sosească la 12.39, linia 5, București Nord, Constanța. De astăzi au intrat în circulație trenurile Soarelui. Cei care își doresc să ajungă la mare au la dispoziție 40 de trenuri care au legături directe din toată țara cu stațiunile de la Marea Neagră. Toate regiunile țării vor fi conectate în perioada verii cu destinațiile de vacanță cele mai căutate de pe litoralul românesc. Trenurile Soarelui au intrat de vineri în funcțiune, așa că turiștii care vor să evite aglomerația din orașe sau autostrada pot veni la mare cu trenul. Primii turiști au ajuns deja la mare la orele prânzului. Tren direct de la Brașov. Cum vi se pare că acum s-au băgat trenurile acestea directe? Foarte bun, am ajuns în vreo 4 ore jumate. Mai mult, cele 4 trenuri de viteză care circulă fără opriri intermediare între București Nord și Constanța ajung la destinație în doar 2 ore. Durata călătoriei cu celelalte garnituri interregio pe ruta București-Constanța este în medie de circa 2 ore și 20 de minute. Tren direct este perfect. Evităm o grămadă de ambuteiaje în trafic. Care vin din țară și vin la mare ar fi pentru ei foarte bine să nu se streseze cu bagajii și aglomerații pe drum. 30 de trenuri directe care pornesc din principalele orașe vor avea ca destinație sau plecare litoralul românesc, din care 18 garnituri vor merge până la Mangalia. De asemenea, alte 38 vor face legătura între capitală și litoral. Sosește la ora 12 și 39 minute. Tariful pentru o călătorie cu loc rezervat pe ruta București Nord-Constanța la clasa 2 la tren interregio este de aproape 60 de lei. Dacă veți alege să mergeți cu un tren Regio Express, veți scoate mai puțin bani pentru un bilet. Acesta costă 33 de lei, iar pentru o călătorie cu trenul Regio veți plăti 30 de lei.